mine se află domnul Dumitru Cojanu, președintele Federației Unirea a Pensionarilor din România. Am fost nevoiți. Înainte de asta, îmi cer scuze încă o dată pentru faptul că n-am avut o altă posibilitate să organizăm conferința de presă în condiții mai acceptabile, în primul rând, pentru dumneavoastră. Motiv pentru care vă mulțumim mult că ați acceptat chiar în aceste condiții să ne ajutați în ceea ce intenționăm noi să rezolvăm. Motivul pentru care am organizat conferința de presă îl constituie răspunsul pe care ministrul Muncii, doamna Violeta Alexandru, ni l-a transmis în legătură cu modul de aplicare a prevederilor a două legi. Legea 363 din 2003, care a fost aprobată de Parlamentul României pentru organizarea în țara noastră, în România, cum se menționează în lege, a sărbătoririi Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, 1 octombrie. Poftiți, vă rog. Nu ne-am înțeles cu ministrul Muncii, nu vrea să respecte această lege care conține, printre altele, includerea în bugetul Ministerului Muncii a unor sume care să fie folosite pentru acordarea de ajutoare financiare, așa cum spune legea, pensionarilor aflați în dificultate. De 20 de ani, aproape de 20 de ani, s-a procedat în acest mod până în acest an, când doamna ministru Violeta Andrei a hotărât să nu respecte această lege și a stabilit să se acorde din sumele pe care nu le cunoaștem pachete cu alimente la pensionari. Să facă acest lucru organizațiile de pensionari din țară. Un lucru imposibil de realizat, în primul rând că nu avem dotarea necesară ca să putem rezolva această chestiune. Nu știu la ce firme s-a gândit doamna ministru să livreze. Nici nu știm ce să livreze, ce alimente, în ce mod. Pentru noi este foarte dificil să aplicăm ceea ce vrea ministrul Muncii să facem. În opinia noastră este un abuz al doamnei ministru. Este o lege care trebuie respectat, așa cum respectăm noi toate legile, trebuie și doamna ministru să respecte legea, nu numai în litera ei, ci și în spiritul legii. De 20, aproape 20 de ani am procedat, s-a procedat așa, nu s-a întâmplat nimic. Oamenii, mai ales cei care conduc organizațiile de pensionari, erau obișnuiți ca în luna august, sau la începutul lui septembrie, să primească fondul necesar pentru organizarea sărbătoririi acestei zile, decisă de ONU în 1991. Și anul acesta, suntem astăzi în 24 septembrie, nu știm nici câți bani sunt prevăzuți în bugetul Ministerului Muncii pentru acest eveniment, nu știm dacă până la urmă vom putea acorda, se vor putea acorda chiar și, așa cum a gândit ministrul Muncii, alimente la pensionari. Noi
atunci când am repartizat banii pe organizații, organizațiile respective au în evidența lor membrii nevoiași pe care trebuie să-i ajute și cei mai mulți dintre ei folosesc acești bani pentru procurare de medicamente. Dacă o să le dăm făină și ulei și mai nu știu ce, nu vor putea să-și cumpere medicamentele unii dintre ei, evident, de care au nevoie. Ăsta este un abuz, am zis al doamnei ministru, dar nu e singurul. În iulie anul acesta, cele trei federații naționale reprezentative ale organizațiilor de pensionari au hotărât să cheme în instanță guvernul în situația în care nu va fi respectată legea 127/2019 privind cu referire la, evident, la valoarea punctului de pensie. Am făcut acest lucru în 7 iulie. În aceeași zi, ministrul Muncii a făcut-o în cadrul unei emisiuni la postul național de televiziune, a făcut niște aprecieri umilitoare pentru organizațiile de pensionari și mai ales pentru liderii lor, afirmând fără nicio bază reală că Ministerul Muncii are relații contractuale cu organizațiile de pensionari, deși noi nu avem niciun fel de contract cu Ministerul Muncii. Organizațiile de pensionari funcționează în baza unei legi proprii, legea 502/2004. Ministerul Muncii are problemele lui, noi funcționăm, existăm, asta e menirea noastră, să apărăm atunci când este nevoie pensionarii și în România, din păcate, avem activitate pentru acest scop zilnic. Ce a făcut doamna ministru? Pentru că noi facem parte dintr-un Consiliu Național al organizațiilor de pensionari din România, consiliul din care fac parte, din conducerea acestui consiliu, fac parte și câte un secretar de stat de la Ministerul Muncii, de la Ministerul de Finanțe, de la Ministerul Sănătății, președintele Casei Naționale de Pensii, președintele Casei Naționale a Asigurării de Sănătate și directorul general al Institutului Național de Statistică. Doamna ministru a hotărât. Consiliul are un aparat de lucru format din specialiști care să ajute organizațiile de pensionari, federațiile de pensionari cu studii, cercetări privind viața pensionarilor și nu numai a pensionarilor, în general a oamenilor în vârstă. A hotărât doamna ministru cu de la dânsa putere ca începând cu luna august aparatul acesta de lucru al Consiliului să nu mai fie retribuit. Acolo sunt 6 sociologi. Unul este bolnav. De 2 luni nu și-au primit salariile, fără nicio justificare. Nu există niciun temei legal. Înțelegem dacă are ceva să răzbune pe noi, liderii organizațiilor de pensionari, dar ce are cu oamenii ăia? N-au primit salariile? 2 luni de zile. Dar a făcut acest lucru încălcând fără jenă o lege, legea 16/2000, privind organizarea acestui Consiliu Național al Organizațiilor de Pensionari, care are prevăzut în lege că din bugetul general al țării se transferă sume în bugetul Ministerului Muncii pentru a pune la dispoziția Consiliului sub fondurile necesare pentru desfășurarea activității Consiliului, adică salariile acelea
serviciile de utilități ce mai are nevoie Consiliul. Noi nu suntem angajați nici ai Ministerului Muncii, nici ai Consiliului Național. Noi ne desfășurăm activitatea în mod benevol în cadrul acestor federații, în cadrul organizațiilor de pensionari. Este evident că a deranjat mult faptul că noi am dat în judecată guvernul. Nu știam când am dat în judecată guvernul că în Parlamentul României se va respinge ordonanța 135 prin care s-a stabilit ca punctul de pensie să crească numai cu 14% și acum am aflat ieri că în Parlament s-a respins această ordonanță de urgență a Guvernului, urmând ca valoarea punctului de pensie să fie aceea prevăzută de legea 127. Probabil că doamna ministru Violeta Alexandru a fost supărată și din punctul dumneavoastră de vedere are motiv să fie supărată. Dar de ce acest abuz? De ce se răzbune pe niște oameni nevinovați? De ce să nu acorde ceea ce spune legea 363 bani pentru 1 octombrie? Acestea sunt lucruri pe care am vrut să le facem cunoscute cu speranța că poate cineva ne aude și va dispune măsurile necesare. Vreau să precizez că de la începutul acestui an, când au apărut declarații contradictorii ale oficialilor români, ale demnitarilor cu rangul cel mai înalt, cu privire la aplicarea sau neaplicarea a prevederilor din legea 127, cele trei federații naționale s-au adresat primului ministru cu scrisori. Am propus de mai multe ori să se întâlnească cu noi, să putem să ne exprimăm, să-i transmitem doleanțele noastre, punctele noastre de vedere în legătură cu modul de soluționare a acestei majorări a valorii punctului de pensie. Nu ne-a onorat cu niciun răspuns premierul. Parcă nici n-am existat. În luna februarie, organizațiile de pensionari din România, peste 600 de organizații, au transmis o petiție guvernului prin care cerea. Sunt trei puncte acolo de interes major pentru pensionari să se respecte legea 127. Guvernul n-a transmis niciun răspuns, a transferat petiția care era adresată Guvernului Ministerului Muncii, de la care unele dintre organizații au primit un răspuns tip. Problemele ridicate de dumneavoastră sunt în rezolvarea lor, figurează pe agenda de lucru a Ministerului și a Guvernului. Cam acestea sunt relațiile, din păcate, create de Ministrul Muncii, doamna Violeta Alexandru, relațiile noastre care ar fi trebuit să fie ca și cum a fost în 20 de ani, normale, întâlniri de lucru cu Ministrul Muncii, nu mai zic de guvern, că acolo nu prea am avut succes, dar totuși ne-am mai întâlnit și cu prim-ministri. Aș vrea să închei eu ce vreau să vă informez pe dumneavoastră cu o mențiune. Noi organizăm sărbătorirea zilei de 1 octombrie, așa cum spuneam anterior, potrivit unei rezoluții adoptate de organizația Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite din anul 1999. De atunci, o rezoluție a ONU are un articol în care recomandă șefilor de state și de guverne să omagieze vârnicii
pentru activitatea pe care au desfășurat-o pentru dezvoltarea societății omenești, pentru dezvoltarea societății din țările lor. Sunt niște fraze foarte frumoase. Noi am reținut în special recomandarea ca șefii de state și de guverne să omagieze seniorilor cu prilejul acestui important eveniment pentru viața noastră, a bătrânilor. Niciun președinte al României nu s-a adresat cu prilejul acestei zile pensionarilor. Două vorbe, să le ureze sănătate. N-am făcut acest lucru. A făcut doar un prim-ministru. Nu. Sincer, nu, să nu greșesc. Domnul Ponta, când a fost prim-ministru, și doamna Dăncilă. Atât. Colegul meu, domnul președinte Cojanu, dacă vrea să spună ceva. Da. Sau dacă vreți să mă întrebați ceva pe mine, sau la urmă, cum doriți. Așa cum m-a prezentat colegul meu de Consiliu, mă numesc Dumitru Cojanu și sunt președintele Federației Naționale Unirea a Pensionarilor din România. De la început, aș dori să mulțumesc colegului Nedelcu Preda pentru faptul că m-a invitat la această conferință de presă organizată de domnia sa, foarte importantă pentru pensionarii din România, și de asemenea să vă mulțumesc dumneavoastră, reprezentanților mass media din România, în care avem mare speranță că veți prezenta opiniei publice problemele care le vom ridica, care au fost ridicate de colegul meu și le voi ridica și eu, pentru clarificarea situației vârstnicilor din România. Vreau să mă refer și eu la cele trei probleme care, de altfel, constituie obiectivele principale ale noastre, ale pensionarilor din România, la protestul care va avea loc în această zi de sărbătoare, cum spunea domnul Preda, 1 octombrie 2020, în loc ca pensionarii să poată să sărbătorească ziua aceasta importantă pentru ei, în niște condiții corespunzătoare vieții și sănătății lor, ei sunt nevoiți să iasă în stradă, să iasă să protesteze. În legătură cu prima problemă și cea mai importantă, aceea privind recâștigarea dreptului la punctul de pensie în valoare de 1775 de lei, prevăzut în lege, vreau să vă spun dumneavoastră nemulțumirile pensionarilor care îi reprezint, în sensul că
Guvernul României, încă de la început, ne amintim și vă aminti și dumneavoastră cu toții, faptul că ne-a asigurat încă din noiembrie anul trecut că va respecta această lege și va asigura creșterea prevăzută de lege și că banii există în buget și vor respecta. De altfel, cred că în mod normal îi obliga și situația în care a dat la o parte un guvern care a prevăzut această creștere, acest act moral îi obliga nu numai să respecte, dar să fie în stare să dea și mai mult de 40% decât pe cei care au prevăzut în lege și i-a dat la o parte în noiembrie anul trecut. În realitate, față de aceste promisiuni care le-a făcut, n-a făcut altceva decât să reducă veniturile. Prima măsură care a luat-o în decembrie anul trecut a fost aceea de a reduce veniturile din bugetul de asigurări sociale, în sensul că pentru anumite categorii de contribuabili, și mă refer concret la cei care lucrau cu un contract de part-time, le-a redus contribuțiile, deci veniturile. Deci de la început acest guvern nu s-a gândit să aducă mai multe venituri și să le mărească. Și dimpotrivă a lovit în bugetul de asigurări sociale prin această măsură, măsurată și evaluată la noi, de noi la circa 3 miliarde de lei, mai puțin. Iar pe parcurs n-a făcut altceva decât în următoarele luni, decât să spună să vedem cum va merge economia. De fapt, Constituția României nu-i însărcinează cu această măsură de a fi observatori la felul în care va merge economia pe un guvern. La articolul 47 din Constituție se prevede că statul, respectiv guvernul, are obligație să crească economia țării pentru ca cetățenii, în care se includ și pensionarii, să aibă un nivel de trai decent. Iar Constituția aceasta a jurat cu toții că o respectă. I-am văzut când au jurat. În realitate n-au făcut treaba asta. Au fost observatori să vedem cum merge economia. Și economia, nefăcând nimic guvernul pentru aducerea contribuțiilor, ce să facă? În primul trimestru, când n-a fost pandemie, bugetul a înregistrat un minus de aproape 3 miliarde de lei. În aceste condiții, când noi am văzut aceste demersuri necorespunzătoare pe care le-a făcut guvernul, am făcut ce spunea colegul nostru, pensionarii din România au cerut guvernului prin 600 de petiții să ia măsuri concrete și s-au arătat care sunt măsurile concrete de aducerea acestor bani la buget, de creșterea contribuțiilor prin încasări care trebuia să le facă și nu le-a făcut. Iar pensionarii au venit în întâmpinare și au arătat ce măsuri poate să ia guvernul.
În afară de aceasta care am spus că trebuia să anuleze măsura negativă care a luat-o, noi, pensionarii, reprezentanții pensionarilor, am propus domnului ministru Florin Câțu, la care am fost în ziua de 5 iunie, care sunt măsurile care asigură bugetul pentru 40%. Și am arătat acest part-time care trebuie să mărească contribuția, i-am arătat că există posibilitatea de 9 miliarde de lei că le ia din buget și le transferă la cei 7 privați privind pilonul 2 de pensie, că nu se întâmplă absolut nimic dacă anul acesta, datorită minusului care le aduce pandemia, să-l proroge 2 ani de zile, nu se întâmpla nimic dacă nu se dădeau acești bani pe care, de altfel, îi jumulesc, ca să spun așa, prin comisioane cei care administrează privat aceste fonduri. Să puteau ține pentru acoperirea necesității asigurării celor 40%. De asemenea, am arătat că așa cum în 2016 s-a asigurat de la bugetul de stat la bugetul de pensii 16 miliarde, poate și dumnealor să mărească suma prevăzută de 11 miliarde subvenție, că de fapt aici e cheia problemei. Câți bani iei de la bugetul de stat și dai la bugetul de pensii? Și să putea asigura de asemenea. Am arătat că mai există o rezervă foarte serioasă privind munca la negru în România. Mii și mii de pensionari ne arată că și pensionarii care sunt specialiști și sunt buni de muncă sunt exploatați la negru fără să plătească contribuții. De asemenea și alții care pe viitor nu vor avea pensii. Iar ultima problemă, am arătat-o că 20 de miliarde de lei datorii ale contribuțiilor de asigurări sociale nu vin la bugetul de pensii. Deci le-am arătat concret care sunt problemele. Din păcate, domnul Orban n-a considerat că e bine să respecte legea transparenței decizionale, legea 52 din 2003, care prevede că trebuie să discute cu cei interesați. Cum spunea și colegul meu, nu ne-a băgat în seamă, ne-a ignorat. Iar acum să văd lucrurile și să arată de domnul Orban că ce să face dumnealui care 6% din PIB pensiile. Păi 6% din PIB le-a avut și în anul 2008, când s-au majorat pensiile. Iar valoarea PIB-ului care îl dă din pensii este mai mică decât în Europa, în Uniunea Europeană este numai la jumătate. Același lucru l-a spus și domnul Iohannis. Dumnealor le e frică de treburile acestea. Pensionarii din jurul României, pensionarii unguri, pensionarii polonezi, au dublu pensiile decât noi, cu un PIB mai mare. Și din al lor se sperie de lucrul acesta. Obiectivele noastre sunt urgente, domnul Cozan. Sunt urgente. Deci, acestea sunt lucrurile legate de prima problemă. Noi vom cere treburile acestea în țară, iar dumneavoastră, joia viitoare, iar dumneavoastră ajutați-ne să fie aduse la cunoștința publică. Punctul al doilea, în legătură cu ceea ce trebuie să dea ca și ajutoare materiale în ziua de 1 octombrie. Aceste întârzieri sunt pur și simplu o răzbunare doamnei ministru, care a înțeles să ia această măsură de a nu da aceste ajutoare, deși în lege este prevăzut foarte clar. Sumele se vor da organizațiilor, scrie în lege,
sume, nu alte ajutoare materiale. Și organizațiile, respectiv președinții de organizații, răspundă cheltuirea lor. Domnia sa n-a înțeles să respecte Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, care este autonom și care nu trebuie să bage nimeni în administrarea acestor fonduri. Astăzi am semnat un document prin care organizațiile de pensionari la nivel național, împreună cu cei militari, am arătat că orice alte materiale, alimente, bonuri și așa mai departe, nu fac decât să îngreuneze și e imposibilă această repartizare. Mai mult decât atât, doamna ministru nu înțelege că asemenea măsură este contrar măsurilor prevăzute de starea de alertă, de a manipula alimente, bonuri și așa mai departe. În cinci banii să transmit la cele 800 de organizații în teritoriu care așteaptă acești bani prin sistemul bancar, fără să fie risc de infectare. Nici măcar același lucru nu l-a putut înțelege doamna ministru. De aceea și celelalte probleme legate de salariile Consiliului Național și indemnizațiile, am prevăzut aceste lucruri în documentul care l-am semnat. Eu sunt convins că acțiunile și măsurile care le vom lua și sprijinul care îl vom primi din partea opiniei publice, din partea dumneavoastră, vor duce la rezultate mai bune privind pensionarii din România. Mulțumesc. Dacă dumneavoastră doriți să ne întrebați ceva. Vorbesc de un protest în 3 octombrie. Unde va fi și câți membri credeți că vor participa acest lucru? Îmi permite să răspund eu. Va fi în Piața Victoriei, în fața Guvernului României. Din păcate, starea de alertă prevede să fie maximum 100 de persoane și atâtea persoane vor fi și vor respecta măsurile de prevăzute de distanțare și de purtarea măștii. Pentru ce motiv anume, care vor fi revendicările la meeting? Revendicările... Adică veți manifesta pentru ce a spus astăzi, pentru problema cu fondurile pentru ziua vârstnicilor? Exact. Sau pentru creșterea pensiilor? Nu pentru creșterea pensiilor, pentru că ele cresc și fără să mai cerem noi. Vom protesta pentru această atitudine a ministrului muncii care ne umilește, pur și simplu. Nu se poate. Dumneavoastră sunteți angajați. Vă taie cineva salariile două luni de zile fără niciun fel de explicație? Care? Cum se poate? Că totuși un ministru, ministerul nu poate chiar așa să dispună de viața oamenilor fără niciun fel de motiv. Adică motivul știm noi care este, să se răzbune, dar nu pe ei. N-au nicio vină, sunt angajații Consiliului și desfășoară o activitate foarte importantă. Studiile lor le trimitem și doamnei ministru, și la alte ministere, și la Cotroceni. Studiile pe care le elaborează sociologii noștri, sociologii de la Consiliu. În primul rând, acest lucru este înspăimântător. Un ministru taie dreptul la viață la un număr de 6 sociologi. De ce? Apoi, povestea asta, poveste, rectific, nu e o poveste. E un drept, e o lege care așa începe pentru finanțarea activităților desfășurate sau care se organizează, n-am ochelarii, pentru sărbătorirea în România a Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Nu dă bani. De ce?
numai pentru că are putere? Iar primul ministru căruia i-am sezizat acest abuz al ministrului Muncii, nu ia nicio măsură, nu ne dă niciun răspuns. Pentru asta ieșim și în stradă. Nu este drept. Cu ministrul Muncii ați vorbit în ultima săptămână despre aceste două nemulțumiri? Nu. Ați încercat să o contactați? V-ați spus ceva? Doamna ministru și-a găsit... Dar nu, despre asta trebuie să vorbim. Am avut o întâlnire cu doamna ministru în 5 august. Ce vă spune dumneavoastră, i-am spus direct, doamne ministru. Nu este drept. Dați banii la angajați. Nu opriți salariile. Dați-ne, spuneți-ne fondul pentru 1 octombrie ca să cunoască fiecare organizație de ce bani dispune, ce ajutoare poate să acorde. A fost inutil și în încheierea intervenției mele la întâlnirea cu doamna ministru, am spus că vom regreta mult gestul dumneavoastră, dar e posibil să regretați și dumneavoastră. Și mi-a răspuns, ce mă ameninți? Acolo nu era vorba de amenințare. Noi ne-am spus în tot sufletul ce ne doare, ce trebuie să facă. Și mai ales că de 20 de ani nu s-a întâmplat așa ceva. Nu s-a întâmplat. Băi, am și spus, păi dumneavoastră vă răzbunați pe noi ca pe liftieră? Acesta este motivul pentru care, stimate domne, mergem în piață, în piața Victoriei. Dacă nu, cumva ne va interzice și asta. Ați menționat de niște sume de bani acordate persoanelor vârstnice aflate în dificultate. Ne puteți spune anul trecut când s-au acordat aceste sume de bani? Persoanele vârstnice, ce sumă doamne, au primit? Dacă doriți, pot să am la noi în birou anul trecut din banii pe care a primit federația și nu numai eu, vorbesc același lucru se întâmplă la toate federațiile. Am acordat anul trecut din banii primiți de la Ministerul Muncii la 12.000 de pensionari sume de bani începând cu 70 de lei până la 150 de lei. Acolo unde situațiile pe care le cunosc organizațiile, nu noi. Am avut un caz cu un pensionar, s-a aflat în fază terminală și nu avea nimeni nicio mână de ajutor. I-a dat mai mult, i-a dat 250 de lei. Dar legea ne obligă ca din acești bani, numai, adică 90% să se acorde ajutoare financiare pensionarilor aflați în dificultate. Avem legea, scrie negru pe alb, nu m-a apucat să citesc legea. Dacă doriți, putem să facem și acest lucru. Asta facem. La noi există, primim de la toate organizațiile din țară, ca să avem un control, pentru că legea ne obligă să răspundem de modul în care se utilizează fondurile, vine Curtea de Conturi sau mai știu eu cine, să verifice. Avem tabele de la fiecare organizație cu nume, pronume, adresă, cod numeric personal de la fiecare persoană care a primit bani de la organizație. Există un control. Banii îi dăm la organizații pe baza unor criterii. Nu spunem, eu știu, câți membri ai, legea spune la membrii cotizanți, câți membri ai în cadrul organizației, ce activități a desfășurat organizația socială de sprijin a pensionarilor aflați în dificultate. În primul rând acest lucru îl cerem și avem de la fiecare un raport. Cum au respectat criteriile stabilite, de altfel și Consiliul Național repartizează, face propuneri de repartizare a sumelor pe federații în funcție de numărul membrilor cotizanți și numărul de organizații pe care le are fiecare federație națională. E aproape că e nedemn ce face doamna mine. C-
Câți bani au primit din acești 19, din acest sprijin anul trecut, sau câți pensionari au fost ajutați anul trecut prin aceste fonduri? 12.000 la mine, la federație. Și puteți să ne spuneți și suma totală primită pentru toate persoanele vârstnice din România anul trecut? 1.700.000. Iar anul acesta, câți pensionari sunt în această situație? Sau nu aveți ceva? Nu. Organizațiile au. Doamne, o federație are un număr de organizații, depinde în cadrul federației pe care o reprezint eu. Avem 60 de organizații teritoriale afiliate la federație, la rândul lor au filiale în județele respective, iar media ajutoarelor pe care le-a primit o organizație la noi este de 5.000 de lei. Aceasta e suma pentru care ne zbatem noi, pentru 5.000 de lei într-un an de zile să-i dai la o organizație, să-i dea niște ajutoare. Rușine pentru doamna ministru că face asta. Nu se poate în țara asta, chiar așa fiecare face ce vrea, nu mai există nici. Îmi pare rău. Îmi pare rău că suntem nevoiți să vă invităm la o discuție cu astfel de teme. În legătură cu sesizările pe care le-ați făcut la Curtea de Apel și la Avocatul Poporului legat de creșterea da. 14.40, v-au răspuns până acum? Noi am hotărât, când am luat decizia să chemăm în instanță guvernul, am spus că vom face acest lucru în momentul când va apare un document oficial ca să știm ce se întâmplă. A apărut în 16 sau cât au în august și atunci, imediat, ne-am adresat Curții de Apel. Ne-am adresat Curții de Apel, dar și Avocatului Poporului. A spus, domnul. Da, dar nu au răspuns la sesizare. Nu. Acum nu știu cum va fi, pentru că ce se va aplica. Chemarea noastră în instanță rămâne fără obiect dacă se aprobă majorarea prevăzută de lege. Deja premierul a spus că nu va plăti diferența aceasta hotărâtă de Parlament. Domnul prim-ministru a arătat că va acționa la Curtea Constituțională proiectul de lege și legea care a fost aprobată în Parlament. Și cu siguranță va face treaba asta. Dar acolo sperăm să se întâlnească cu ceea ce am intervenit noi prin Avocatul Poporului și la Curtea de Apel. Pe de altă parte, așteptăm să vedem la acțiunea judecătorească care am făcut-o noi ce va prezenta în instanță guvernul ca și răspuns la această acțiune și în funcție de aceasta vom acționa în continuare legat de buget, de bani și de toate celelalte care le-am prezentat și dumneavoastră o parte din ele și cauzele care dumnealor spun că n-au bani. N-au bani în condițiile în care vedem că o parte din bani sunt cheltuiți și irosiți așa cum nu trebuie. Am dorit să-i atragem atenția doamnei ministru Violeta Alexandru că organizațiile de pensionari nu sunt ONG-uri. Acolo se fac contracte de finanțare, nu e cazul nostru. N-am avut... Dacă nu sunt probleme, îngăduiți-mi să vă mulțumim foarte mult că ne-ați ascultat. Știți cum se spune, greu bătrânii de urnit, dar și mai greu de oprit. Noi ar vrea să vă spunem că să nu uitați că și dumneavoastră veți fi pensionat.
Vă mulțumesc.